Multe vedete care vor fi alături de noi. Avem 51 de piloți care sunt înscriși în competiție și care își vor arăta maestria în cele două zile de competiție. Dar încercăm în aceste zile să îmbinăm zona de competiție cu apropierea acestui sport frumos către publicul rar, către colegii noștri din alte sporturi, cărora le mulțumesc că sunt aici, fiecăruia dintre ei. Sper că fiecare dintre ei să aibă ocazia să urce în dreapta unei astfel de mașini. Să știi că avem o problemă, Alexandru, chiar nu se gândește că nu o să încapă în mașină. Ce facem? Poate să încerce să o ia și în spate, eventual, și să o mute. Asta o să facă. M-am gândit la ceva de genul ăsta, să-l rugăm dacă stă pe lângă noi să ne mai elibereze traseul când... Este, cred că, unul dintre cele mai frumoase mesaje pe care le puteam da aici. Iată, sportul unește. Mă bucur să aud că va fi și Cătălina Polor, a caracterizat într-adevăr ieri după amiază. Mă bucur că sunt colegele de la BOP, nu numai din echipa României, echipa Austriei. Sunt sportivi de super combat aici. Sportul unește și asta este un lucru frumos. Sper ca și spectatorii din aceste zile să fie extrem de încântați de ceea ce vor vedea. Mâine va veni și Mihai Leu. M-am despărțit ieri după amiază de el la București, mai are puțină treabă. Mâine va fi aici la prezentarea oficială, la fel sâmbătă și duminică. De asemenea, va fi prezent Dominic Savignoni, este vicecampion mondial copilot de raliuri, unul din marile nume ale motorsportului mondial. Va fi și el alături de noi. Sunt și alte vedete care vin de la București. Mă bucur că facem o echipă frumoasă. Le mulțumesc încă o dată sportivilor din celelalte ramuri sportive care au ales să fie alături de noi. Și este penultima etapă, încă sunt șanse de răsturnare ale podiumului. Deși până în momentul de față, pe primele trei locuri, avem un singur român ca și punctaj, dar să vedem ce se va întâmpla după etapa a patra. 51 de piloți români și bulgari prezenți la etapa a patra de la Maritimo. Începem sâmbătă dimineață la ora 10:30 cu antrenamente libere pe toată perioada zilei, împreună cu Taxi Drift, cu invitații noștri, plus spectatori. Iar duminică va avea loc etapa de calificare dimineață. După prânz vor urma battle-urile, așa cum se intitulează, sunt tandemurile, așa cum se desfășoară concursurile de drift, 2 câte 2 în funcție de piramida obținută în calificări, până ce vom obține cât și la clasa debutanți, cât și la clasa pro câștigătorii. La alături de mine am doi piloți Audio Class Drifting, sunt doar o parte foarte mică din piloții prezenți, 51 de piloți, cum vă spuneam. Ei pilotează două mașini asemănătoare ca și configurație, peste 600 de cai putere. Amândoi din Piatra Neamț, să veniți aici, o să-i întrebați mai târziu dacă aveți întrebări legate strict de pilotajul lor. Puterea în campionatul român de drift, minim 300 de cai putere, până la 720 de cai, mașina aflată în Maritimo Shopping Center, mașina lui Călin Ciortan. Ce să vă spun, vă așteptăm sâmbătă de la 10 dimineața, 10:30 vom da startul oficial al etapei. O să fie o etapă cu mult fum, este un circuit cu sprijinul Maritimo, ne-au acordat toată parcarea, așa că avem un circuit destul de mare, de viteză a 3-a, 4-a, depinde de grupul și de configurația fiecărei mașini, dar cu siguranță vom avea parte de spectacol, cu siguranță vom avea parte de mult fum și de ce nu și de vreme bună, nu foarte călduroasă, pentru că în fiecare mașină de competiție se atinge o temperatură de 60 de grade plus, piloții sunt în combinezon, așa cum 28 de grade ar fi minunat pentru spectatori, cât și pentru piloți. Vă mulțumesc dacă există întrebări, dacă nu o să-i dau mai departe microfonul domnului Marius Rădulescu să ne spună și ei cum se simte.